Minifestivalul Zilele Culturii Românești la Ruse pare a se afla într-o febrilă pregătire, pentru că luna viitoare, în orașul vecin, va avea loc o acțiune la care deocamdată și-au anunțat prezența Centrul Cultural Ion Vinea cu ansamblul Doina Dunării, dar și o trupă de actori aflați în distribuția piesei Sirena și Victoria, în frunte cu soții Valeria și Virgil Ogășanu. Directorul Teatrului Giurgiuvean Mircea Meionescu este cel care ne-a precizat că spectacolul Teatrului Buzoian George Ciprian poate fi vizionat și la Giurgiu, iar trupa actorilor interpreți ai piesei, regizate de Diana Lupescu, va fi de asemenea prezentă la Ruse. Am făcut mesagerul culturii din Giurgiu și am luat legătura și cu domnul Pețanca de la Centrul Cultural din Vinea. Aranjăm să trimită la acest eveniment o echipă de dansuri populare. La rândul său, directorul Centrului Cultural Ion Vinea ne-a precizat motivația pentru care consideră că ansamblul folcloric Doina Dunării trebuie să fie prezent la Ruse. Mergem acolo cu cultura tradițională pentru faptul că sunt într-adevăr multe asemănări în ceea ce privește folclor muzical coreografic. Sunt dansuri, este muzică care găsește nu odată multe asemănări prin măsuri, tempouri, expresivitate. Sunt practic activități care comune care le-am făcut cu partea bulgară. Până la derularea evenimentului programat în a doua jumătate a lunii noiembrie, vom fi probabil în posesia mai multor date privitoare la numărul și numele participanților la Zilele Culturii Românești din Bulgaria și vă vom ține la curent cu noile date.